Bun, hai să vedem trailerul la Spider-Man Far From Home, trailerul 2. Este prima dată când îl văd, deci asta e reacția mea la prima vizionare. Sunt de părere în continuare că acum trebuiau să bage trailerul prima dată, primul trailer, trailerul ăsta, să zicem, trebuia să-l bage acum. Nu aveam nevoie să știm că acțiunea din filmul ăsta se întâmplă după Endgame, înainte să apară Avengers Endgame. S-a părut indiferent că toată lumea s-a aștepta să se rezolve cumva treaba din Endgame. Nu înțeleg de ce au trebuit să zică că acțiunea din ăsta se întâmplă după Endgame. Mi s-a părut un spoiler indiferent. E ciudat. Oricum, eu o să văd trailerul acolo. Voi îl vedeți în spate pe ecranul verde. O să-l pun. Hai să vedem chestia asta, da? The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching because there's some serious spoilers. Atenție, spoilere, pentru cine n-a văzut Endgame. If you haven't seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Merci, Tom Holland. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Boy, I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone. Mamă, începe, începe direct cu la corazon. You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your job. What? I'm kidding, I'm kidding. Look, keep up the good work because I am going on vacation. Mamă, direct două experiențe la Iron Man. Nick Fury's calling you. I don't really want to talk to Nick Fury. Answer the phone. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk to him. I don't want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail? We gotta go. You do not ghost Nick Fury. What's up? We're just talking about the truth. Yeah, in case I'm here in St. Marco Polo. Oh, I think MJ really likes me. Carlos, we were my first fellow lover. You're a very difficult person to contact, Spider-Man. This is Mr. Beck. Whoa. Someone like you on my world. New world? Beck is from Earth, just not ours. A snap to our hole in our dimension. You're saying there's a multiverse? We have a job to do. Nu cred. You're coming with us. Nu cred că fac multiverse. There's gotta be someone else you can use. What about Thor? Off world. Captain Marvel. Unavailable. But who's the friendly neighborhood Spider-Man? Bitch, please, you've been to space. Bitch, please. I want to go back on my trip with the girl who I really like and tell her how I feel. MJ, I am Spider-Man. No, of course not. I mean, it's kind of obvious. You may not be ready, but this is my responsibility. Saving the world requires sacrifice. I'm for sure to la Londra. People die. La pod. I always feel like I'm putting my friends in danger. The world needs the next Iron Man. Trei referințe. You going to step up or not? Patru. Wow. Ha! We gotta get you guys out of here! Get on the jet! Who are you? I work with Spider-Man. You work for Spider-Man? I work with Spider-Man, not for Spider-Man. New plan! Ta-na-na-na-na-na. Ați auzit melodia? Mișto! Au revenit la... Hai să băgăm foarte multe, foarte multe glume. Dar fac multiverse, frate. Multiverse. Pleacă acasă, Spider-Man, că ești în Europa. Nu... Deci... Ok, am zis deja, atenție, spoiler pentru Endgame. În Endgame fac Time Machine, fac întoarcere în timp. În Spider-Man, imediat, Far From Home, următorul film în MCU, fac Multiverse. Ok, adică universuri paralele în care lucrurile nu s-au întâmplat exact ca în universul nostru ăsta, MCU, de până acum. Și asta mă face să mă întreb, ce pot să schimbe sau ce pot să aducă din acel univers paralel înapoi în universul nostru? Deci nici nu mai îmi pasă de trailer deocamdată. Hai să ne gândim un pic
dacă în universul paralel unele personaje sunt în viață, cum ar fi toate cele care nu mai sunt în viață în universul nostru MCU. Să fie atât de, hai să nu zic leneș, dar acum facem chestia asta atât de convenabil. Nu mă plâng neapărat, adică dacă o fac ca lumea, întoarcerea unor personaje, atunci ok, n-am de ce să mă supăr, normal. Nu știu de ce îmi vine Logan în cap, dar ar putea să bage ceva cu X-Men, Fantastic Four, nu știu ce, acum că au și Disney oare și proprietățile astea, să bage chestia asta. Dar bineînțeles pot să bage cameo-uri, chiar și Iron Man, chiar și Captain America. Mamă, deci pot să bage, presupun că așa vor să o aducă pe Black Widow înapoi, după filmul ăsta, cumva. Adică dacă Jake Gyllenhaal, Mysterio, poate să ajungă în universul nostru din universul lui și aparent nu se întâmplă, nu se schimbă cu nimic universul ăla, nu știu, nu știm deocamdată, asta facem presupunere acum, înseamnă că pot să aducă și să bage de aici personaje din colo încoace, să treacă din un univers în altul fără niciun efect sau repercusiune, nu? Deci, wow! Cât despre trailer, îmi place mult mai mult decât primul, pentru că se pare că Mysterio și Spider-Man se întâlnesc și, nu știu, o să vedem când se ajunge, de fapt, să, nu știu, realizăm că Mysterio face acele elemente din foc și nu știu ce. Nu știu dacă alea sunt elementals, nu știu dacă, nu cred. Cred că sunt gen, ar putea să zică că sunt făcute de el la un moment dat. Nu știu, o să vedem care-i treaba cu monștrii din foc și apă și pământ și nu știu ce. Dar nu-mi place că e foarte mult umor, sper să nu fie doar umor și să acapareze, să-ți distragă atenția atât de mult de la momentele aparent emoționante care sunt când mai se face o referință la Iron Man. Sper să fie un punct culminant și să fie niște mize care să nu fie total îngropate în umor și distruse de câte o scenă de asta de umor, în momentul în care devine ceva un pic mai emoționant, o scenă un pic mai emoționantă, cineva trebuie să, nu știu, să trag o bășină sau ceva, să fie, ha, da, am întrerupt scena, foarte amuzant. Sper să nu fie chestii, dar să fie echilibrat. Bun, îmi place și astea au fost gândurile mele. Dacă am uitat ceva, vă rog comentarii. Sigur am uitat multe chestii de vorbit, dar nici nu vreau să fac clipul ăsta de o jumătate de oră. Vorbim în comentarii, îmi place și sunt foarte curios ce fac cu chestia asta cu multiversul și și cum au reparat lumea. Deci au apărut, a adus toată lumea înapoi în Endgame după 5 ani de distrugere, adică ăia au venit 5 ani mai târziu într-o lume aflată în depresie totală și sunt curios acum cât timp după Endgame are loc Spider-Man Far From Home, pentru că arată destul de ok lumea și au curățat repede tot, au curățat tot ce s-a întâmplat în aia 5 ani de depresii și accidente și explozii și nu știu ce, pentru că au murit oameni în timp ce conduceau avioane, pilotau avioane și mașini și nu știu, adică ați văzut ce dezastru a fost. Ok, în 5 ani au curățat și ăia care au rămas, să zicem, dar nu chiar, ați văzut cum arăta în Endgame. Mă rog, asta e o mică gaură, cum că toți prietenii lui au dispărut când Thanos a pocnit din degete și deci toți au revenit odată cu el. Nu e niciunul care să fi rămas după aia 5 ani și să fie un pic mai încă să-și iasă din depresie și nu știu ce. Au venit toți înapoi, toți, toată școala, toți. Mă rog, bine. Bun, părerile voastre, astea au fost ale mele. Până data viitoare, vizionare foarte plăcută și pupa da pa, da pa, da pa.